Bună seara și bun venit la o nouă întâlnire cu Ora Adevărului. În această perioadă, în toată țara, primăriile dezbat bugetele de venituri și cheltuieli, cu alte cuvinte, stabilesc sursele de finanțare și totodată modul în care se vor cheltui aceste fonduri pe care le vor avea la dispoziție. În ultimii ani, odată cu descentralizarea, primăriile din toată țara au primit noi atribuții și poate nu întotdeauna au primit și fonduri necesare pentru o bună, pentru o corectă desfășurare a activității. Prefecții județelor reprezintă interesele guvernului, motiv pentru care și în această seară vom avea în direct un prefect cu care vom dialoga pe această temă. Desigur că nu întotdeauna membrii consiliilor locale acordă atenția cuvenită acestor dezbateri. Ar trebui că, într-adevăr, în toate primăriile să fie dezbateri pe aceste bugete și atunci ne mirăm că în decursul anului apar diverse surprize, nu întotdeauna sunt bani pentru a rezolva anumite probleme de interes. Am întâlnit primării în care interesul major este pentru atragerea de fonduri, este pentru atragerea de investitori, fie ei români sau străini, și desigur că atunci când într-o anumită comunitate, într-o anumită localitate, mai mare sau mai mică, există activități de producție, activități comerciale, există investitori străini, atunci, cu siguranță, primăriile vor avea posibilitatea să rezolve toate aceste probleme de interes ale comunității. Se spune că primarul comunei, eu cred că și aleșii locali ar trebui să fie principalii gospodari și eu cred că acolo unde vom avea gospodari, adevărați gospodari, comunitățile o duc bine. Acesta este și motivul pentru care întâlnim în toate județele țării comune în care nu se pune problema fondurilor, comune în care se fac investiții uneori, să le spunem, de lux, și în același timp avem primării în care nu există bani pentru încălzirea primăriei, nu există bani pentru diverse activități care sunt de strictă necesitate. Îl avem acum la telefon pe domnul economist Ioan Țintean, prefectul județului Bistrița-Năsăud. Bună seara, domnule prefect! Bună seara, domnul Luca! Noi în această seară ne-am propus să punem în discuție acest subiect și aș vrea pentru început să vă rog să ne spuneți care este stadiul acestui proces de aprobare a bugetelor locale pentru anul 2014. În județul Bistrița, desigur. Este foarte important și vă felicit pentru tema emisiunii, în primul rând, pentru că bugetul este acel organism viu a unei unități administrative locale în jurul căreia se învârte, să zicem așa, viața economică și administrativă a unei localități. În România, bugetul pentru anul 2014 s-a votat în decembrie 2013 și a fost și promulgat, așa cum se știe, de președintele României, și are și o lege în acest sens, 356 pe decembrie 2013. El a intrat în vigoare după promulgare, urmând ca după aceea să fie împărțit această felie în feliuțe mai mici, în bucățele mai mici pentru fiecare județ. Și județul Bistrița-Năsăud are un buget propriu și un buget care este completat din fonduri externe, așa, adică nu fondul din afara României, resurse din afara bugetului. Adică mă refer la acele cote părți pe care bugetul județean le primește pentru echilibrare de la bugetul național. Aceste lucruri trebuie făcute până în 7 februarie, când trebuie să vină toți primarii cu bugetele votate în consiliile locale, și ele, evident, înainte de a fi prezentate la oala mare a județului, trebuie să aibă avizul finanțelor, pentru că structurarea lor se face după cum gândesc domniile lor, adică consilierii și primarii acolo în localități. De multe ori se mai încalcă anumite reguli bugetare și de aceea se impune această verificare la serviciul buget al județului.
Acum noi ne aflăm în stadiul județul Bistrița Năsăud, în care toate comunele și orașele vin la avizare la Direcția de Finanțe, după care ele devin lege, cum ar veni, să spunem, în plan local. Noi, la nivelul județului Bistrița Năsăud, am primit și cote defalcate care au fost împărțite pe două criterii. Odată este criteriul științific, adică acela când în funcție de numărul populației, în funcție de teritoriu, de localitate, de veniturile realizate în plan local, se dau după o formulă de către finanțe, și B, sunt acele cote părți care se dau prin votul consilierilor județeni din cota aceea de 20%, din cote defalcate. Toate aceste sume care le primesc comunele le pun cap la cap și împreună cu veniturile locale fac bugetul localităților. Acum, sigur că ceea ce ați zis dumneavoastră este foarte adevărat, unele localități se gospodăresc mai bine, altele mai prost, dar unele au și surse mai importante, adică acelea care au investitori și plătesc impozitele în plan local, pe clădiri, pe mașini, pe alte feluri, și sunt localități care nu au investitori și trăiesc doar din taxe și impozite care le au de la cetățeni. Aici fiecare primar cât este de abil să știe să-și atragă investitorii în localitatea sa. Îmi spuneați... Nu te poți vizui numai pe cotele defalcate pentru echilibrat. Trebuie să fii și un primar care să fii, așa cum spun, cum spuneam, scuzați, abil să... ai și alte forme de completare a bugetului. Vă rog. La un moment dat spuneați că există și situații în care primarii, consiliile locale, încalcă puțin legislația, adică nu respectă în totalitate. Acest lucru se întâmplă și în alte județe, nu numai în județul Bistrița, pentru că nu toți primarii sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere juridic și nu întotdeauna apelează la consilieri, nu întotdeauna apelează la avocați, adică la cei care stăpânesc foarte bine acest domeniu. Nu avocații și nu consilierii, deci ei au contabili sau contabili bilșet la primării, care aceștia pe baza indicatorilor care reflectă realizările anului anterior plus structura bugetului care este dată prin lege, prin legea 500 sau 270 și dacă nu greșesc 273 pe 2002, care a fost modificată după aceea prin legea 500, acolo există structura cum trebuie să fie bugetul așezat pe capitole de venituri și cheltuieli. Numai că ei, săracii, aici înțeleg și eu, vă doresc să aibă la capitolul dezvoltări sume mai mari și la capitolul sume pentru însoțitorii la persoane handicapate sume mai mici. Știți că ei aș vrea să dezvolte localitățile, să vadă cetățenii că sunt primari buni. Mai că trebuie respectat ce spune legea și țara, să dăm bani la toate capitolele așa cum prevede legea. V-am dat un exemplu ca să vedeți unde ar putea fi anumite neconcordanțe. Ați făcut bine că mi-ați dat acest exemplu despre lege. Ne propunem și noi în această seară să discutăm aici la Someș TV și o să vă rog să-mi spuneți dacă aveți primării sau dacă în 2013 au existat primării care au cam încălcat legea sau nu au respectat legea. Dacă ar fi primari care au încălcat legea și ar avea dosare pe instanță, ar trebui să fie o cunoștință de cauză. În schimb, avem petiții de la cetățeni că nu li s-au dat bani pentru combustibil, acei bani pentru lemne de foc, cărbun și așa mai departe. Că banii sunt ținuți în caseria primăriei și că numai dacă merg și își plătesc impozitele, după aceea li se eliberează adeverințele de care au nevoie cetățenii, adică sunt un fel de abuzuri pe care le comit primarii, deși în lege nu se stipulează că pot să facă asemenea lucruri. Asta e un exemplu singur, ar putea fi mai mult. Acum, eu aș vrea să vă rog să îmi răspundeți la o altă întrebare, pentru că în această seară intenționez aici la Someș TV să abordez un alt subiect, și anume legat de modalitatea în care instituțiile statului ar trebui să colaboreze în bune condiții cu mediul privat și, în al doilea rând, ar trebui să respecte legislația și mai ales să respecte deciziile judecătorilor. Ce ar trebui să facă sau ce ar putea să facă un prefect în momentul în care constată cu anumită decizie care este definitivă și irevocabilă, nu este respectată de un primar sau de o comunitate locală?
de un consiliu local, la asta mă referam. În primul rând, trebuie să așezăm lucrurile la locul lor. Deci, aceste instituții ale statului, ele conlucrează, dar nu sunt subordonate, adică au independența lor. Eu, ca reprezentant al primului ministru în teritoriu, deci reprezint guvernul și programul de guvernare, iar puterea judecătorească este independentă de instituția prefectului. Nici prefectul, nici instituția judecătorească, nici președinția. Nu putem să dăm ordin sau să stabilim sarcini pentru celelalte, însă ne controlăm reciproc. Prefectul este garantul respectării legii în teritoriu. Adică dacă constat, așa cum ziceți dumneavoastră, că există o hotărâre definitivă, irrevocabilă și un reprezentant a unei instituții nu o respectă, atunci prefectul automat sesizează instanțele de cercetare sau se autosesizează, iar acele instituții, pe urma sau pe baza sesizării instituției prefectului, trec la executare civilă. Da. Eu v-aș propune, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție din această seară, v-aș propune să ne urmăriți în continuare, iar la finalul întâlnirii de astăzi m-aș bucura ca să veniți cu un nou punct de vedere legat de tema pe care vrem să o discutăm în această seară. În mod concret vreau să mă refer la o situație care există la Primăria Comunei Rebișoara. Vă mulțumesc foarte mult, vă rog să ne urmăriți și... Cu mare plăcere, dacă pot, pentru că sunt extrem de aglomerat și programul mi este încărcat și acum din mașină vorbesc cu dumneavoastră, m-am oprit pe dreapta pentru că eram în drum spre o altă întâlnire și îmi cer scuze, dar dacă mă sunați și îmi permite... Păi atunci haideți să facem în felul următor. Continuăm acum 2 minute. Se poate să mai rămâneți la telefon? Da. Bun, în mod concret, eu vă prezint subiectul pe care vreau să-l punem în discuție în această seară și o să vă rog să ne dați un sfat, pentru că dumneavoastră fiind reprezentantul... Dacă știu, le știu nici eu pe toate. N-am spus asta și lucrurile nu trebuie rezolvate în 5 minute. Eu cred că vom avea posibilitatea și m-aș bucura ca și în perioada următoare să dialogăm și să căutăm într-un mod legal să rezolvăm problemele care sunt. Nu noi să le rezolvăm, dumneavoastră. Noi le punem în discuție. Noi pentru oameni. Și, da, așa. Pentru că asta este noi și menirea guvernului, asta este și menirea prefecturii. În mod concret, o firmă din Cluj a câștigat un proces cu Primăria Rebrișoara. Sentința este definitivă și irevocabilă, o am pe masă, iar Primăria Comunei Rebrișoara trebuie să plătească acestei firme 1.178.156 de lei. Primăria Comunei Rebrișoara a avut recent, în 31.1.2014, și-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și nu a cuprins această sumă în buget. Avocații mi-au spus că este infracțiune în momentul în care o primărie sau un debitor refuză restituirea acestei sume și ăsta este subiectul, asta este întrebarea la care vă rog să ne răspundeți. Ce poate să facă prefectul, guvernul, justiția? Nu, prefectul nu poate face nimic în sensul acesta pentru că nu este șeful primăriei. Din punctul acesta de vedere, decât poate să facă o adresă, dacă cetățeanul mi se adresează mie sau societatea respectivă mi se adresează instituției prefectului, fac o adresă la rândul meu instituției finanțelor județene Bistrița Năsău și cer precizări cu privire la obligația de a cuprinde în structura bugetului cheltuieli pentru executări silite. Pentru că, după știința mea, există o scăpare în legea românească la ora aceasta prin care unitățile administrative teritoriale nu pot fi executate silite decât dacă Consiliul votează ca atunci când se formează bugetul să-și prindă sume în buget pentru aceste despăgubiri. Dacă ei nu votează un capitol cu sume care să fie aferente acestor executări silite, nu există deocamdată o altă prevedere legală care să rezolve problema. Deci este o scăpare care probabil trebuie corectată pe parcurs, dar este doar o presupunere a mea. Rămâne să văd atunci când îmi trimite societatea o adresă prin care să mă sesizeze, eu să mă documentez mai precis. Dar am certitudinea că n-am greșit.
Da, vă mulțumesc foarte mult, vă urez mult succes și sperăm ca și această problemă, la fel ca și alte probleme de acest tip, să fie rezolvate într-un timp util, pentru că nu putem să lăsăm justiția să decidă, să emită asemenea sentințe definitive și irevocabile, iar anumite comunități, anumite persoane să refuze aplicarea lor în practică. Justiția și-a făcut treaba. Problema este de acolo încolo, dacă există convergență și dacă există acte normative care să statueze până la capăt îndeplinirea sarcinilor pe baza acestor hotărâri definitive și revocate. Acum, eu nu sunt jurist, nu știu dumneavoastră dacă sunteți jurist, eu cred că este de datoria lor să-și facă datoria și să găsească acele portițe pentru a rezolva probleme. Vă mulțumesc foarte mult! O zi plăcută! La revedere, spor la treabă și încă o dată felicitări pentru tema. Da, vă mulțumesc. O să încercăm în perioada următoare să avem încă o legătură telefonică. V-am spus la începutul întâlnirii din această seară că ne propunem să discutăm despre modalitatea prin care sunt făcute aceste bugete de venituri și cheltuieli. De foarte multe ori am întâlnit comune în care deciziile le ia primarul, care îi convoacă la o masă pe consilieri, totul decurge într-un mod festivist și, pe urmă, în decursul anului ne trezim că nu avem bani pentru încălzirea grădinițelor, ne trezim că nu avem bani pentru persoanele cu handicap și așa mai departe, pentru că o primărie are foarte multe atribuții, are totodată și posibilitatea de a ajuta pe oameni, are posibilitatea să reducă în anumite situații, anumite taxe și impozite. Îl avem acum la telefon pe domnul primar al comunei Rebrișoara, domnul Viorel Clapou. Bună seara! Bună seara! Domnul primar, mă bucur să vă aud, eu vă și cunosc, v-am văzut în urmă cu câțiva ani, știu că sunteți un investitor, sunteți un om de afaceri și ați fost un om de afaceri înainte de a fi primar al comunei, înseamnă că aveți o anumită mentalitate de luptător, o anumită mentalitate de imprenditore, cum spun uneori străinii. Să vă rog să-mi spuneți cum a decurs dezbaterea bugetului de venituri și cheltuiele al comunei Rebrișoara. Deci, bună seara tuturor ascultătorilor. Bugetul comunei Rebrișoara s-a adoptat în ședința Consiliului Local din 31 ianuarie. Deci, cu mici, am avut prima dată mici divergențe în legătură cu unele cheltuieli prevăzute în buget, dar la votul final a trecut bugetul cu 10 voturi pentru, 2 abține și 1 împotrivă. Că majoritatea a fost de acord cu propunerea dumneavoastră. Da, bineînțeles. Văd că eu am aici în față bugetul și văd că aici dumneavoastră ați prezentat un raport, expunere de motive, numărul 176 din 21-a și totodată un raport 175 din aceeași dată al compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale. Considerați că este un buget bun? Considerați că veți avea posibilitatea să vă onorați față de serviciile pe care trebuie să le faceți în comunitate? Ajung banii? Ați avea nevoie de bani mai mulți? Unitatea noastră are arierate, sigur, moștenite de circa 33 de miliarde de lei. Deci, noi în bugetul pe 2014 am cuprins circa 6 miliarde de lei achitare de arierate și numai circa 4 miliarde de lei vechi investiții într-un obiectiv trotuare și 1 miliard de lei investiții în infrastructură, asta înseamnă modernizare de drum prin asfaltare. Sigur că bugetul nu ne ajunge în privința sumelor pe care am vrea și a obiectivelor ce le avem de realizat. Dar ne mulțumim și cu atât. La capitolul impozite și taxe locale, în general, ne încadrăm în jur de 90% încasări. Bugetul e prevăzut pentru activitate de funcționare strictă, la nivel, cum a spune, de avarii. Iar cele 6 miliarde sperăm să le putem achita și să nu intrăm într-o stare de insolvență. Bun, ați spus de arierate. Ce aveți în vedere? Ce se include în această categorie?
Ei, în aceste arierate se include contribuția comunei la lucrări de infrastructură, asta însemnând canalizare și apă menajeră în comună, partea de cofinanțare de 22%, se mai include niște proiecte, deci contravaloarea proiectelor și o problemă mai veche de a fostului primar cu o mașină luată în mod abuziv, la care e supusă comuna unei datorii plăți de circa 12 miliarde de lei vechi. Mai puțin de 12 miliarde. Și mai avem de terminat în acest an o investiție pe drumuri forestiere, modernizare drum forestier Gerța, Rebra și Alt-Căricele, în valoare de 1,5 milioane de euro. Bun, da, uitați... Da, scuzați, mai avem de terminat transformarea unei grădinițe în after school în valoare de 100.000 de euro. Astea sunt investiții care sperăm să le putem realiza în acest an. Am înțeles că în această perioadă vreți să faceți sau v-ați propus să faceți și o inventariere a bunurilor sau, să spunem, a proprietăților pe care le are Primăria Comunei Rebișoara. În ce fază vă aflați? Am făcut inventarierea bunurilor aparținător domeniului public, mă refer aici a inventariere și reevaluarea clădirilor, mă rog, tot patrimoniul comunei, pentru care am cheltuit 160 de milioane lei vechi. Și urmează acum inventarierea suprafețelor de teren împădurite, care asta e o lucrare strict pentru contabilitatea și registrarea terenilor cu vegetație forestieră în contabilitatea unității. Bun, acum eu mă bucur că aveți asemenea preocupări, dar aș vrea să vă reamintesc, ați amintit și dumneavoastră de această datorie de aproape 12 miliarde de lei vechi, nu este 12, este 11 miliarde, așa. Noi avem acum în platou pe domnul avocat Mircea Pop, bună seara domnule avocat, pe domnul Vasile Nicula de la Transporturi Grele și Agabaritice și eu aș vrea să vă las puțin să dialogați cu cei doi invitați pe care avem în această seară, pentru că dânsii au apelat și la noi, au apelat și la instituțiile statului, au făcut diverse demersuri, desigur nu vă acuză nimeni personal pe dumneavoastră că sunteți autorul moral sau fizic al acestei datorii. Dar, la ora actuală, prin acceptarea funcției de primar, sunteți cel care trebuie să luați decizii și o să vă rog să-mi spuneți ce credeți că trebuie făcut în această situație concretă în care există, la ora actuală, o sentință definitivă și irevocabilă și aș vrea să vă pun puțin în această postură de om care are de recuperat bani de la un debitor X, indiferent că instituția statului sau e persoană fizică, deci persoană fizică sau juridică. Dacă firma pe care ați avut-o dumneavoastră, sau poate o mai aveți, are de recuperat o sumă, n-are importanță, 100.000, 200.000 de euro, ce ați face în momentul în care aveți în mâna dreaptă o sentință emisă, inclusiv de Curtea de Apel și pe care scrie definitivă și irevocabilă? Da. În primul rând, și noi avem de încasat de la firma de care m-am ocupat și noi avem arierate de cepe, de la anumite pari, relațiile cu clienții pe care am avut. În cazul de față, cu datoria transportului greu și agabaritic asupra comunei Rebrișoara sau viceversa, deci suma, într-adevăr, e o sumă exorbitant de mare, nu comentez dacă e adevărată sau nu, ca și valoare, ca și sumă, constatată de organele în drept, abilitate, de judecătorie, noi suntem în imposibilitate de a achita, deși e cuprinsă la datorii, când o să vie rândul, încet, încet, plătim pe rând fiecare ce putem, din sumele alocate pentru buget, pentru echilibrarea de buget. Bun, dar stați puțin, domnul... ...datoria către Transporturi Grele și Agabaritice, Comuna Rebrișoara ca entitate abstractă, asta e părerea mea, nu trebuia să fie băgată și ea în această oală cu postul primar. Doar nu comuna ca unitate abstractă
o localizat mașina sau o făcut abuz de reținerea mașinii, ci primarul ca om. Hotărârea trebuia să îndrepte împotriva primarului. Noi am făcut acum o acțiune în regres asupra postului privat și să vedem ce ne hotărăște instanța de judecată. Acum, faptul că ați făcut acest lucru, faptul că faceți aceste demersuri și că aveți aceste preocupări, eu zic că este un lucru normal și bun, dar eu acum nu sunt în măsură și probabil nici dumneavoastră ca să comentăm, să punem în discuție decizia unei instanțe. Eu nu am pregătire juridică, am experiență, dar nu am pregătire juridică și bănuiesc că nici dumneavoastră nu aveți pregătire juridică. Eu pun în discuție această realitate. Eu nu vă acuz pe dumneavoastră cu absolut nimic. Nu-i acuz pe membrii Consiliului local. Eu pun în discuție un subiect. O firmă din România ajunge în pragul falimentului pentru că statul român, comunitatea locală Rebrișoara, datorează acestei firme o sumă mare de bani. Iar dumneavoastră ați emis luat această decizie privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe care l-am în față, unde dumneavoastră nu ați cuprins și această sumă. Despre asta e vorba. Eu discut despre legalitate. Eu aș vrea ca să apăr și primă a Comunei Rebrișoara și să apăr și interesele firmelor private. Pentru că noi nu putem să fim o țară normală, o țară echitabilă, o țară în care să avem pretenția de bunăstare, să mergem înainte, atâta timp cât ne socotim legile în vigoare. Deci, judecători de la diverse instituții ale acestui segment important al vieții noastre, judecătorie, tribunal și curtea de apel, au dat câștig de cauza acestei firme. Eu nu-mi permit acum și nu-mi permit nici în perioada următoare să pun în discuție dacă într-adevăr judecătorii au greșit sau nu. Nu este problema mea. Nu sunt jurist, nu sunt avocat, nu sunt judecător. Deci, ceea ce îmi permit să fac acum este să vă întreb în ce măsură dumneavoastră, în calitate de primar, nu puteți să rezolvați acest fenomen, adică această decizie care este definitivă și irevocabilă și nu este vorba de o decizie de săptămâna trecută, ci este vorba, din câte am înțeles eu, pentru că am parcurs în cursul zilei de astăzi acest dosar, e vorba de o decizie care a fost luată în urmă cu 6-7 ani. Procesul este de vreo 12 ani. Despre asta e vorba. Vă ascult. Deci, privința datoriei. Deci, eu nu comentez datoria, o recunosc, nu comentez decizia instanțelor de judecată, comentez doar lipsa de putere financiară a comunei de a-și achita obligațiile către terța întreprindere. Dacă noi primeam de la bugetul de stat alocații pentru echilibrarea bugetului în cuantum mai mare, sigur că erau posibilitate de a da o anumită parte, dar nici de cum, suma totală și unității respective. Noi din toate unitățile astea, în primul rând și în primul rând, ne obligă statul român, că ei ne dau alocațiile bugetare, să achită datoriile către stat. Eu nu zic că și unitatea nu trebuie achitată, dar în măsura în care face rost de bani, totul va decurge normal. Bun, o să vă rog să-mi spuneți dacă ați făcut demersuri pentru ca să primiți acești bani de la, nu știu, defalcarea bugetului sau alte surse care există, pentru că eu înțeleg că există legislație care vă protejează, vă dă niște drepturi, dar nu vă poate proteja la infinit pentru că nu se pot la infinit ruina aceste firme care cred eu că își plătesc în mod corect taxele și impozitele. Mă scuzați, sunt în trafic, am adrese de anul trecut făcute către Ministerul de Finanțe, către Ministerul Dezvoltării și către Consiliul Județean Bistrița Năsău, prin care am arătat această situație de fapt cu toate datoriile moștenite ale Comunei Rebrișoara și am zis că să ni se dea mai mulți bani pentru a le putea achita măcar în parte. Ei, au zis că limita posibilităților, astea sumele care ni se alocă. În acest an noi am beneficiat, poate vedeți acolo, bugetul de 10 miliarde și 800 lei vechi, alocații bugetare, din care 6 miliarde am notat acolo că vom achita arierate. Restul merg la echilibrarea bugetară pentru desfășurarea unei activități, eu zic, normale și cu cheltuieli cât mai puține pentru a face rost și de achitare de arierate. Sigur, 33 de miliarde nu se poate într-un an.
fiindcă la noi bugetul pentru Comuna Rebrișoara e de 25 de miliarde fără școli. Și atunci cum să dăm noi 300 de miliarde în care sunt incluse și cele aproape 12 miliarde de lei vechi la transporturi grele și agabaritice Cluj? Da. Bun, deci, domnul primar. Lipsa totală de disponibil ne face ca să putem să ne chinuim și noi cu desfășurarea unei activități cât de cât normale și să mai dăm din datoriile B, care sigur că grepează asupra bugetului și ne trag în jos ca o roată de moară. Bun, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc mult și sunt convins că veți găsi modalitățile legale pentru a rezolva și această problemă. Vă lăsăm pentru că sunteți în trafic și nu vreau cu să aveți probleme. O seară plăcută! La dispoziție cu toate informațiile pe care le pot da. Bun, vă mulțumesc mult, o seară plăcută. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem aici în platou și continuăm să discutăm despre acest caz de la Primăria Comunei Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud. 5 minute. Ne-am întors, vă reamintesc că am pus în discuție modul în care a fost întocmit acest buget de venituri și cheltuieli al Comunei Rebrișoara din județul Bistrița-Năsăud. În prima parte am discutat cu prefectul județului, domnul economist Ioan Țintean, iar apoi cu domnul Viorel Clăpău, care este primarul Comunei Rebrișoara din județul Bistrița-Năsăud. În platou avem acum pe domnul avocat Mircea Pop și pe domnul Vasile Nicula, patron la transporturi grele și agabaritice, o firmă care a ajuns în această situație, aș spune eu, penibilă, de a avea de recuperat, în baza unei sentințe definitive și irevocabile, o sumă de 1.178.000 de lei. O sumă destul de mare pentru o firmă medie din România. Pe dumneavoastră, domnule Mircea Pop, o să vă rog să ne spuneți, să ne prezentați așa o scurtă evoluție a ostilităților. De ce s-a ajuns aici? De ce credeți că un asemenea proces a durat 12 ani? Și desigur că mai am și alte întrebări și sper ca timpul să ne permită în această seară să lămurim această problemă, pentru că eu vreau să scot în evidență un fenomen. Instituțiile statului, administrațiile locale trebuie să ajute firmele ca să producă. Pentru că dacă firmele produc, atunci angajează oameni, creează locuri de muncă. Dacă produc, plătesc taxe și impozite și avem cu toții de câștigat. Deci, preocuparea administrațiilor locale, preocuparea guvernului, preocuparea instituțiilor statului, nu este să ruineze aceste firme, ci dimpotrivă să le stimuleze să se dezvolte. Ne aflăm într-o situație penibilă, o firmă are probleme financiare, tocmai datorită faptului că nu găsește modalitățile, nu găsește pârghiile pentru a determina, pentru a obliga un consiliu local să restituie niște bani care trebuie restituiți pentru că este o decizie a justiției din România. Și când spun justiție din România, mă refer la judecătorie, tribunal și curte de apel care au emis această sentință. Vă ascult, domnul avocat. Vă mulțumesc. Regret că n-am avut timp suficient de pregătire și poate nici nu e necesar să intru în toate amănuntele cu privire la desfășurarea acestui proces care încă nu s-a terminat din 2004, când a fost dată prima hotărâre judecătorească. Am auzit cuvântul domnului primar și aș vrea să rețină faptul că primarul de atunci, care a produs acest prejudiciu la început minor, a lucrat în numele instituției pe care o conducea acum, Comunei Rebrișoara, că situația aceea a fost apoi dezbătută din 2004. Avem o mică problemă tehnică, vom lua o scurtă pauză și ne întoarcem. Am revenit, ne cerem scuze, a fost o mică defecțiune tehnică. Continuăm dialogul cu cei doi invitați pe care avem în platou, domnul avocat Mircea Pop și domnul Vasile Nicula de la TGA Cluj. Am rămas la acest efort pe care îl face o firmă pentru a își câștiga drepturile în instanță. Sub aspectul cuantumului debitului de care se miră
domnul primar, nu datorită nouă a crescut acest debit, ci datorită fostului primar, a membrilor Consiliului Local, din care și actualul primar a făcut parte de-a lungul timpului, și a neîndeplinirii obligațiilor pe care le aveau atunci. De aceea, dacă atunci se îndeplineau dispozițiile primei hotărâri judecătorești din 2004, era o bagatelă. Era o sumă mică și nu se ajungea în această situație. Nu se ajungea. Și probabil dar că astăzi, domnul primar... s-au majorat aceste cheltuieli, care nu sunt penalizări, sunt despăgubiri civile pentru nefolosința utilajului pe această perioadă. 2. S-a început executarea până imediat în 2005, s-a întrerupt la un moment dat și din 2007 am reluat această executare silită. Primarul de atunci a făcut o primă plată derizorie, dar a făcut, recunoscând prin aceasta prejudiciu, datoria pe care o are, dar au urmat din 2008 vreo 4-5 procese contestații la executare pe care le-a pierdut și la care s-au adăugat cheltuieli de executare. Și pentru că suma creștea de la an la an, în 2012-11 am acceptat să primim acel utilaj chiar în starea de degradare în care se afla, pentru ca să blocăm majorarea prejudiciului, deci să avem un serviciu, da, sigur că da. Cu toate acestea, deși s-a recunoscut și întotdeauna, nu s-a contestat, practic, iar în adresele pe care repetat le-a făcut Consiliul Local, primăria, spunea, da, cunoaștem, o să facem, o să cuprindem în buget sume. Au cuprins vreodată? Niciodată nu au cuprins, dar au fost executate până în ianuarie. În decembrie 2010 au fost încasate și trecute ca urmare a eforturilor noastre, că am sesizat Consiliul în 2009-2010 și Consiliul Județean și Prefectura, la care Prefectura ne-a răspuns, Consiliul Județean niciodată, am făcut demersuri multe și la data de 31 decembrie 2010, ne comunică Trezoreria Năsăud, erau adunați 493.481 de lei bani din reținerile periodice care au fost trecute în contul 506.401, care nu trebuia decât o operațiune și să ne vireze nouă. Iar în cursul anului 2011 au mai fost reținute 142.442 de lei. Acestea nu mai făceau parte din bugetul local, ele trebuiau să fie transferate în contul creditoare. N-au făcut acest lucru și, profitând de modificarea legii 22 prin ordonanța 4 din 2011, la o simplă adresă făcută de primarul comunei, toate aceste sume care erau deja reținute și trecute, care, încă o dată vă spun, nu făceau un planul de venituri și cheltuieli a bugetului local, le-au restituit lor, iar noi am rămas, am făcut din nou repetate demersuri, alte contestații, ca la un moment dat să ceară, tot pe baza noii modificări, eșalonarea plății. Iar în 2012, prin sentința Curții de Apel, decizia Curții de Apel numărul 2773 din aprilie 2012, s-a eșalonat suma. Prima sumă de 493 de mii trebuiau să fie achitate până la 1 iulie, iar diferența, până acoperirea întregului debit, să fie achitat până la 31 decembrie 2012. Au urmat din nou contestații la executare, nu s-au supus aceste dispoziții, bătute în cuie, sentință deja trecând peste titlul executorul din 2004, aceasta era o dispoziție care reglementa în spiritul ultimei modificări a legii 22. Las la o parte că legea 22 este la discutabilă sub aspectul... Hai să nu zic moralității, dar nu respectă egalitatea de arme, motiv pentru care unele instanțe au considerat-o neconstituțională, dar ea se execută și în felul acesta suntem într-o situație de inegalitate
pentru că Consiliul Local poate să facă ce vrea, iar noi, debitorii din afară, trebuie să așteptăm și să nu ne putem încasa, prejudiciindu-ne foarte mult interesele economice. Creditorul nostru are nevoie de transporturi grele și agabaritice, a fost declarat, a intrat în insolvență, este în curs de proces, acestui proces, pentru o sumă de 100 și 150. Deci o sumă minoră de lei, comparativ cu 1.100.000 de lei pe care trebuie să acum în această situație. Noi am făcut mai multe demersuri, s-au respins, am făcut din nou cereri, dar suntem într-o situație de a nu avea nicio posibilitate reală. Ordonanța 22, chiar cu modificările care s-au adus și care nu sunt cele mai convenabile, nu respectă egalitatea părților, are obligația, dacă în 6 luni nu are disponibilul necesar, are obligația ca în bugetul anual să cuprindă sume pe care... Acum, eu nu sunt cunoscător al legislației. N-au făcut acest lucru și eu socotesc că este rea voință din partea primarului. Nu vorbesc de foarte multe, de un concurs de împrejurări care au dus la nesoluționare. Ne-au boicotat organele de poliție, ne-au boicotat organele de urmărire penală, ne-au boicotat organele financiare județene, care au influențat trezoreria, pentru că la început trezoreria Nesăud a făcut acumularea și urma să facă, dar a primit o anumită dispoziție și la o simplă cerere făcută de către primarul comunei, banii primiți nu i-au restituit, nu ni-au dat nouă și i-au restituit înapoi comunei. Acum, ce se poate face, o să vedem. Eu sunt convins că în celelalte țări europene această situație este reglementată altfel. Știu că acolo întreprinzătorii, fie ei mai mici sau mai mari, sunt respectați și sunt tratați într-un mod total diferit față de ceea ce se întâmplă în România. Acum, eu am pus în discuție acest subiect. Mi se pare important pentru că nu numai TGA Cluj, numai această firmă, este în această situație. Sunt foarte multe firme care au colaborări, care au diverse asemenea lucrări cu primăriile și care ajung în asemenea situații penibile ca să se lupte cu, aș spune eu, cu morile de vânt. Aș vrea să-l rog și pe domnul Vasile... Dacă că ați abordat problema pe plan european, nu vreau să fac trimitere decât la o decizie a CEDO într-o cauză a Sandor împotriva României, unde reține acest aspect că faptul că nu se execută creanțele statului, creanțele debitorilor în raport cu instituțiile publice, cu organizațiile publice, este o încălcare a articolului 6 din această... Bun, dar, domnule avocat, dumneavoastră sunteți un avocat cu experiență. Dumneavoastră ați sau lucrați în acest domeniu de foarte mulți ani și aș vrea să vă rog să-mi spuneți, ne prezentați aceste lucruri, ele nu pot fi invocate, nu se pot face demersuri pentru ca să poată fi recuperați acest... Au fost invocate și poate și din acest considerent, singurul sprijin și singura oarecum satisfacție pe care am avut de-a lungul acestor mulți ani, cu vreo 4, 5, 6 contestații la executare au fost făcute, toate au fost respinte, judecătoria Năsăud și în continuare tribunalul și apoi curtea de apel nu le-au dat dreptate, ne-au dat nouă dreptate că trebuie executate aceste. Este meritul și lăudabil, a fost o surpriză plăcută față de opoziția celorlalte organe administrative și judiciare din raza județului. Ei s-au conformat, dar rămânem în continuare la discreția și la dispoziția primăriei Rebrișoara, care ați văzut cum se apără. Noi vrem, dar nu avem de unde... Și mai sunt aspecte, nu intrăm în amănunte. Nu intrăm pentru că nu avem timp. Eu cred că e bine că am tras acest semnal de alarmă. Îl voi ruga pe domnul Nicula să ne spună ce înseamnă ca să duci în spate un asemenea proces, ce înseamnă ca timp de 12 ani să ai această problemă și să ajungi în insolvență din cauza unei primării, din cauza unui consiliu local care nu vrea să-ți restituie această sumă. Repet, este vorba de o decizie definitivă și irevocabilă. Vă ascult, domnul Nicula.
Bună seara și bună seara ascultătorilor dumneavoastră. La cele relatate dumneavoastră, stau în față cu sentința definitivă, irevocabilă, care a spus-o și dumneavoastră și domnul avocat, valabilă din 404-2012. La toate compromisurile care au fost făcute datorită societății noastre, nu este de vină primarul și Consiliul Local numai. Este de vină Poliția Județului Bistrița, Prefectul, Consiliul Județean, care după 10 de sesizări făcute de către mine și societate și prin avocat, acești primari au fost susținuți în continuare de anumite structuri. Această mașină, după ce a fost sechestrată și furată de primar și consilieri, că nu o punem în spatele primarului, ce spune domnul, actualul primar, domnul Clampeu, la aceeași vreme era împreună cu primarul. Adică era fost, consiliul local, da? Da, era consilier. A fost împreună în casa lui Ciuta când noi am fost sechestrați și ne-a furat mașina și a fugit cu ea în Gersa. Toate instituțiile de poliție știa că mașina era dată din circulație și se transporta în continuare marfă în interesul comunei. În interesul comunii. Sau în interesul celor din Consiliul Local. A fost singura instituție la care ne-a răspuns, a fost Curtea de Conturi al județului Bistrița-Năsăud. Zice că la declarațiile primarului se spune că cu această mașină s-a transportat lemnul pentru grădiniță, pentru primărie, pentru spitale, pentru și mașina, școlii. Deși mașina a fost mașina radiată. Mașina era radiată din domnule circulație. Domnule Nicola, timpul nu ne permite, o să revenim. Aș vrea să vă rog să punctați ceea ce mi-a spus înainte de a intra în emisiune. Care este efortul dumneavoastră, prejudiciu? Care este efortul pe care l-ați făcut? Ce înseamnă ca 12 ani să ai un asemenea război cu o primărie? Nu mai puțin decât 126 de drumuri făcute la Bistrița și la Năsăud, timp de 12 ani. Plata avocaților, consumul combustibililor, zile pierdute. Sunt foarte multe greutăți pe care le întâmpini și vezi că justiția îți dă dreptate, iar cineva îi protejează. Vom afla și cine i-a protejat, vom vedea ce va răspunde inspectorul șef când ne vom adresa curții constituționale. Facem, încercăm toate demersurile ca să răspundă toți cei care au fost în cauză și tot ce s-o prejudicea cu mașina asta și s-o adus. Mai avem câteva secunde, da. Și aș vrea, domnule avocat, să ne spuneți și fac acest lucru, vă pun această întrebare, pentru că e bine și ca și cei care sunt în această situație să știe, să înțeleagă ce se poate face. Există soluții pentru a rezolva această situație sau, dimpotrivă, trebuie să așteptăm până când un primar dintr-o anumită localitate, până când un oficial al statului român acceptă ca în bunăvoința lui să vă plătească această sumă? Ar trebui să existe soluții, dar suntem într-o situație de profundă inegalitate de arme în acest demers. Pentru că primăria și instituțiile publice se prevalează de această ordonanță a cărei legalitate este discutabilă, motiv pentru care vă spuneam, unele instanțe au și considerat-o neconstituțională, iar pe de altă parte sunt creditorii acestor instituții publice care nu-și pot încasa debitele și din această cauză, uite cum e cazul nostru, intră în faliment. Este inegalitate și atunci, cu toate eforturile noastre, domnul Nicula vrea să facă, să discute și vom face aceste demersuri. Dar am făcut și până acum și șansele au fost minime. Poate, cine știe, actuala administrație va fi mai receptivă și va înțelege că nu numai primăria are primul loc, ci și creditorii acestei instituții și de aceea trebuie să luptăm în continuare și să vedem cu speranță. Nu vreau să dezarmăm în fața acestei neputințe a noastră de a trece la executare. Acum, însă eu factorii că responsabili trebuie să fie și primăria, și trezoreria, unde se fac rețineri, să știe bugetul, pentru că ei sunt obligați să prevadă în buget aceste sume. Și am văd acum, constat astăzi, că n-au prevăzut nicio sumă pentru restituire și știu de ce, știu cine îi susține, cine îi încurajează să
stea în această poziție. Este păcat că la ora actuală aceste instituții ale statului pe care le-am enumerat și aici, inclusiv prefectura, inclusiv Consiliul Județean, Guvernul României, nu tratează cu seriozitate, nu acordă respectul cuvenit firmelor mai mici sau mai mari din România, care, iată, creează o bună parte din locurile de muncă pe care le avem în această țară, contribuie cu taxe și impozite, cu plata TVA-ului și alte asemenea taxe, nenumărate taxe, mult mai multe decât în alte țări europene. Ne oprim aici. Vom continua, desigur, și săptămâna viitoare, joia viitoare, la aceeași oră și tot aici, la Someș TV. Sunt Vasile Luca, o seară plăcută în continuare. Mulțumesc și celor doi invitați, domnului avocat Mircea Pop și domnului Vasile Nicula. O seară plăcută, vă mulțumesc!